Ce dureri vă aduc la capitală, domnul Bumbu? Eu am ieșit la pensie lucrând în organizația Anticor, răscuind țistier de câte 18 ceasuri în sutcă. Și acum mi-a venit în răspuns că pentru mine pensie nu-i. Eu am lucrat până... Cum? Ești pensie? De ce e socială? Eu primesc un fel de pensie socială. Așa, cât? 475 de lei. Aha. Și puțin, eu da. Eu numai ce am ieșit din bolniță, eu lucrând la Anticor, eu m-am îmbolnăjit. Mai mult eu n-am putut să lucrez. Și acum am fost la bolniță și eu am plătit din banii ei, din care neavând nici o pensie. Dar de ce nu ai poliță medicală chiar dacă ești pensionar social? Pentru că eu nu pot să-mi cumpăr. Eu am, lucrând de 6 ani și jumătate, eu mai mult n-am putut lucra. Uh-huh. Și 6 ani la firma asta Anticor. Da, mai mult? Nu, asta e singurul stadiu de muncă? Eu am 14 ani lucrat. În total? În total, 14 ani și vreo 2 luni. Dar cât trebuie pentru pensie mai mare? Eu nu știu, pentru că acum legile se schimbă des. Dar nu ți-au spus când ai fost la asistență socială? Nu, mi-au spus, da, eu am înțeles că pe hârtia care ne-o dat, eu am înțeles că trebuie să am lucrat 15 ani. Aha, încă un an îți mai trebuie. Încă, nu, am dat vreo 8 luni. Așa. Și acum nu mai poți lucra, din motiv de sănătate? Eu, pe motivuri de sănătate, lucrând la Anticor, eu n-am putut să lucrez mai mult. Aha. Eu șed în bolniță, eu pot să arăt foaia de boală. Ei, nu, te cred pe cuvânt. Da, eu de cuvânt. Dar nu ai pensii de asta de dizabilitate, de stare de sănătate? N-am, pentru că intrând ca să îndeie grupă. Întotdeauna se râdeau de mine. De ce? Când spune că așa om poate să lucreze. Am înțeles. Nu, okay. Eu având o tensiune așa înaltă, uh-huh. Eu nu... Unde? Tot acolo la Hâncești? Comisia ce de... Da, care au fost comisii de grupare, eu m-am adresat de vreo 2-3 ori. Aha. Și ei ne-au spus că așa boală, e drept, îi dau leacuri fără bani, dar de grupat nu vreau să mă grupeze. Bine, dar acum și ca pensionar trebuie să ai deja poliță medicală asigurată de stat. Da, acum eu am ieșit la pensie și eu am crezut că după lucrul ăsta, eu lucrând în măști antigaz, și lucrând nu un an și nu doi, dar lucrând 6 ani și 3 luni. Uh-huh. Eu am crezut că am să am o pensie măcar cât de cât. Uh-huh. Nici nu m-am gândit, dar aici ne-au venit, ne-au arătat, am 15 ani aproape de muncă, fără vreo câteva luni. Uh-huh. Și ne-au venit în răspuns că în ea pensie nu pot, în refuz în pensie. Eu pensie n-am. Dar ce ai crezut? Că ești 6 ani de muncă în condiții periculoase, o să consideri mai mult? O să consideri... Da, socot că da, pentru că eu am lucrat în protivogaz, în condiții foarte... Cu masca antigaz. Dar ce era așa lege atunci când lucrai, când lucrai mă ta? Da, era socoteca, vorbind în limba rusă, garece setca. Nu știu ce e asta, dar mi-închipui că sunt condiții periculoase de muncă, da. Niște condiții, mulți o ars prin țisterne, mulți de acum nu știu. Înțeles. Și ieșind la pensie, eu am crezut măcar cât de cât să prinesc pensie, dar eu am înțeles că nimic n-am de prinit. Aha. Numai și m-au pus în... Ei, nu, 400 de lei primești pe lună, dar asta e foarte puțin. Paznici, cât e asta? E 20 de dolari pe lună. Dar eu înțeleg, dar... Nu poate să mă pui pe mine în rând cu paznicul care șede, mănâncă răsărită și nu face nimic, dar eu lucrez în protivogaz. Dar le-ai spus că ești 6 ani, ai lucrat în condiții periculoase și că ar trebui să le consideri mai mult? Le-am spus. Și au zis că nu este așa lege. Și eu am spus că așa ceva acum nu. La Hâncești? Da. Dar la minister nu te-ai adresat, la Ministerul Muncii și Protecției? Nu, m-am adresat la minister și eu am scos toate hârtiile de la lucruri. Dovadă că ai lucrat atâta, da? Și că erau condiții periculoase. Da, scrie acolo, da? Da. Este scris că lucram în mască antigaz. Mm-hmm. Și lucram în... N-am lucrat doar un an, doi, trei, cinci, mm-hmm. dar eu am lucrat 6 ani, jumătate am lucrat. Mm-hmm. Care pe vreme... Știți... Eu am plătit fond social, am plătit. Uh-huh. Uitați-vă... Dar când, în ce an lucrai, mata? În anii 90. Uh-huh. Până prin 90. Uitați-vă... A, până prin 90, deci în Uniunea Sovietică. Plătim eu, plătim. Uh-huh. 87, 88, sfârșitul Uniunii Sovietice, până în 92, începutul Republicii Moldova.
Așa, da, deci deja a începutul, da, independenței. Și uitați-vă, salarii mari și eu plăteam fond social, dar plătea paznic cu 3 ruble. Ei, au fost și 100 de ruble, dar au fost și 200 și 400, da, era salariu mare. Da, pentru Uniunea Sovietică erau mari. Foarte mari, erau pe vremurile. Și ai contribuit la bugetul de stat, da? Și ai riscat cu sănătatea și acum pensie e mizerabilă, 20 de euro. Dar eu, protejându-mă, eu ne-am pus bani la cărțica de păstrare a banilor. Da, la banca de economii. La banca de economii. Acum așa ceva noi și banii au dispărut și am rămas numai cu cărțica, cu munca și cu boala. Am înțeles. Atât. Păi, cred că se impun acțiune în judecată și protest, pe lângă mediatizare, că iată, te-ai adresat la noi ca să filmăm și să afle lumea despre cazul ăsta. Mai sunt oameni care au lucrat acolo, erau mulți angajați? Erau mulți angajați, dar mulți dintre ei nu sunt. Au murit pe motiv de vârstă? Pe motiv și de boli și de vârstă. Nu de vârstă, dar mulți sunt invalizi, mulți lucrând cu la așa lucru. Din cauza condițiilor de muncă? Că ești socoate aici documental, ești socoate în condiții foarte grele de muncă. Așa scrie acolo. Așa scrie aici. Da, ciudat. Înseamnă că nu poți să mă pui pe mine tot ca paznicul, da, el are 30 ani, dar el nu plătea fondul social nimic, dar eu am... Depinde ce-o păzit, dacă o păzit tot depozitul sau firma cei unde lucrai, ma ta, poate lucra și el în condiții periculoase. Ei, cum n-ar fi paznicul, paznic, dar munca... Păi stă tot noaptea acolo, ma ta stătea 8 ore, dar el stătea probabil mai mult. Dar eu mă gândesc că 12 ore în cisternă ca să stai în... Dar de ce lucrai 12 ore? Nu era lege cu 8 ore? Pentru că dacă nu facem planul, nu avem salariu. Am înțeles. Socoteală. Deci? Deci... Proteste, dată în judecată, vrei să obții dreptate, mergem până la capăt? Da, eu vreau să dau în judecată. Așa. Eu am tot documental. Presupun că n-ai bani pentru avocat, așa că ar trebui să apelezi la avocație de stat, probabil. Cu o pensie socială care de 400 de lei, de acord. La ești care nu lucrează, o umbla de aboala. Și capacitate de muncă n-ai. Eu nu pot plătesc avocat. Așa că o să cerem avocat de stat. Nu pot, nici la Chișinău să vin cu 470 lei. Ei, iată, ai venit acum pentru interviu, nu foarte des, de acord. Da, odată, da. Bun, și poate și proteste, dacă tot vii la Chișinău pentru judecată, facem și protest la minister, la parlament. Hai, da, îndrăznește, să apărăm dreptul, cred că nu numai ma ta suferi așa, probabil și ceilalți colegi de muncă. Sunt mulți. Cam cât să lucrați acolo? Nu, noi am fost câte 100 și ceva de oameni. Toți oamenii ăștia au acum probleme cu pensia, mai ales dacă au stadiu insuficient sau au stadiu mic și pensia lui e mică. Dar nimeni e probabil... nu s-au adresat. Da, ai vorbit, ai comunicat cu ei? Da, cu unii mă întâlnesc care au lucrat împreună și ea nu comunică. Dar eu știu că ea ne spun că da lege noi, dar n-ați putem demonstra nimic. Am înțeles. Nu, ajungând de la bătrâneță, punând bani la cărțica de păstrare. Sau contribuind prin impozite la bugetul statului, da? Am plătit în bugetul statului atâția bani. Eu totuși mă gândesc că n-au procedat drept cu mine. De acord. Eu socot așa. Cred și eu așa. Hai să încercăm. Mediatizare, proces, protest. Trei soluții de la Brega și de la Hyde Park. Mulțumesc pentru încredere și că ai apelat la noi. Bun, la revedere.